Și Dumnezeul nostru care este minunat, care niciodată nu te-a lăsat în încurcătură, El va veni în ajutorul tău și nu te va lăsa. Aleluia! Iisus Hristos în această seară îți va da răspunsul. Vă rog din toată inima, rugați-vă pentru mine. Nu vă împotriviți că nu sunt un mare predicator. Nu sunt niciun Spurgeon, niciun Billy Graham, niciun Pavel, niciun Petru. Sunt un simplu om. Poate unii din mijlocul nostru sunt predicatori luminați de Duhul lui Dumnezeu. Nu aștepta ce o să spună și omul ăsta. Ce o să spună și băiețașul ăsta. Eu n-am nimic, dar dacă te vei împotrivi cu cuvintele și cu ideile tale, o să rămâne izvorul care nu va veni peste noi, dar dacă tu te vei ruga și vei spune, Doamne, vorbește-mi și mie în seara aceasta, că și am nevoie, Doamne, de ploaia ta, am nevoie, Doamne, să vii cu puterea ta peste mine. Am puțin unde lemn. Ce să fac? Și parcă a început să spun așa cu un glas stingător, n-am decât puțin unde lemn. Ce să mă fac? Omul lui Dumnezeu stă, nu dă răspunsul pe loc și a început să-i zic în continuare, du-te pe la toți vecinii tăi și cerele vase, dar nu puține, ci multe. Aleluia! Pentru că când are Dumnezeu de gând să te binecuvinteze, nu puțin te va binecuvânta. Te va binecuvânta mult. Femeia a început să asculte glasul lui Dumnezeu prin omul acela și a început să meargă așa cum i-a spus omul lui Dumnezeu. Ce minunat este atunci când asculți! Când asculți cuvântul, când asculți pe Dumnezeu, când asculți sfatul lui Dumnezeu, ah, frații mei, îți merge bine în toate lucrurile tale. Când asculți de Dumnezeu și împlinești ceea ce vrea El să spună, vei fi fericit, vei fi binecuvântat. Pentru că ascultarea este cea mai de valoare. Aduceți-vă aminte ce răspuns i-a dat Samuel lui Saul în urma neascultării. Cât l-a costat? Cât l-a costat pe noi neascultarea? Ne-a dus la ruină pe unii și pe alții. Am scăzut de la credință. Am rămas prada aproape vrășmașului din pricina neascultării. Ascultarea este de mare valoare. Ascultarea este binecuvântarea. Ascultarea e pacea. Ascultarea e mângâierea când asculți pe Dumnezeu și când asculți sfatul lui Dumnezeu prin mesagerii lui. Întupreciți inima omului care ești aici și ascultă sfatul lui Dumnezeu în această seară. Rapid a început să pună în practică această femeie. Și a luat cei doi copii. Am avut un sfat pe tema asta cu cineva. Când s-a dus să ceară vase de la vecini, vecinii i-a dat vase. Voi care cunoașteți Biblia știți. I-a dat ceea ce cerut ea. Dar dacă era în dușmănie în ceartă cu ei, mai îndrăsnea ea să mai ceară vase de la vecinii? Când ești lumină în cartierul tău, când ești lumină în satul de unde aparții, în oraș de unde ești, vecinii tăi așa de mult te felicită și vis de dimineață când ridici mâna sus, bună dimineață sau pacea Domnului, parcă cu un zâmbet spre tine pentru că te știe că ești un om al lui Dumnezeu și din tine radiază bucuria și aduci roade în fața vecinilor tăi. Aleluia! Haide să ascultăm pe Dumnezeu în vremurile acestea. Când m-am întors la pocăință, soția mi-a spus în una din nopțile înainte de a mă pocăi, adică trebuia spre dimineață, omule, nu te pocăiești,
Tu știi situația noastră, problema noastră. Mi-am adus aminte după aceea, mai întâi căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și tot ce aveți voi nevoie, Dumnezeu vă va da. L-am căutat pe Dumnezeu, L-am chemat în inima mea, am ascultat de El. Și toate dorințele mele pe care vroia soția mea să le spună mie, ce vom face când vom avea asta, 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 știi că avem copii. Și după aceea mi-am adus aminte când am cercetat scripturile prin predicarea altora, căci când îl cauți pe Dumnezeu din toată inima ta, Dumnezeu îți va împlini dorințele tale. Așa s-a întâmplat, frații mei scumpi și surorile mele. Ascultarea, repet din nou, este de mare valoare, este o mare binecuvântare. Și femeia aceasta rapid s-a dus pe la vecini, a cerut vasele așa cum i-a rostit omul lui Dumnezeu. Și ce mi-a spus omul lui Dumnezeu? Când vei lua vase, intră în cămăruța ta și închide ușa după tine. Și rostește Mântuitorul cuvântul acesta în Noul Testament. Când te rogi în ascuns, închide ușa după tine. Că când te rogi în ascuns, te ascultă Tatăl din ceruri. Și tu rugându-te cu lacrimi și cu toată inima înaintea lui Dumnezeu și vorbești Domnului dorințele tale, închide ușa după tine și în ascuns, te rogi în ascuns, te va salva Dumnezeu și îți va răsplăti Dumnezeu. Aleluia! Ai probleme? Ai datorii? Ai necazuri? Ai suferință în familie? Intră în odăița ta! Stai în prezența lui Dumnezeu! Închide ușa după tine! Cheamă-ți soția și copii lângă tine! Și proclamă numele lui Dumnezeu și nu te ridica în odăița ta! Și vorbește lui Dumnezeu apăsările tale și problemele tale. Și Dumnezeu nu este surd la cererile tale. El îți va îndeplini. Ai intrat cu cei doi copii și cu puținul un de lemn care l-a avut într-un vas. Parcă prin credință văd lucrul acesta, cum copii, cei doi copii stăteau așa, se uita la mama. Ce poruncea mama, ce vorbea mama, să fie gata de aplicare. Și mama a luat câte un vas, probabil că nu prevede Biblia câte vase erau, dar oricum erau multe, și spunea copilului, tu pune de acolo, din puținul acela, pune aici în vasul ăsta. Când a început copilul să se uita în ochii mamei, dați-mi voie să vă spun, și copiii au ascultat-o pe mama, și credința lor, Dumnezeu le-a binecuvântat. În momentele acelea, Biblia spune că când ea începea să spună copilului, pune în vasul acesta, din un de lemnul acela puțin, s-a umplut vasul. Copilul n-a zis mamei, mamă, păi din puțin s-a umplut un vas mare. Oare o să mai rămână cumva voi să mai umple și celălalt? N-a rostit. Pentru că ce spunea mama? Ce spunea mama? Copilul asculta. Mă adresez la copii. Ascultați de mama voastră și de tatăl vostru. Prețuiți pe mama și pe tata. Eram acum la mormântare. Într-o familie cu 9 copii care am oficiat mormântarea astăzi, și pe când era el în sicriu, când am spus luați-vă rămas bun pentru ultima clipă de la el, copiii au început să plângă. Unii copii erau îndepărtați de el și nu s-au apropiat de sicriu pentru că ei și-au dat seama că nu l-au prețuit pe tata cât a trăit. O disprețuit pe tatăl lor. Înainte de plecarea lui, acum 2 săptămâni în urmă, 3 săptămâni, el avea această dorință să vorbească cu mine, îți găsea toată plăcerea în cuvântul pe care îl rosteam.
un om așa de frumos la chip, un om stabilit, un om care la toate predicile când se cânta și când se predica, el plângea cu șuroaie de lacrimi. Îi plăcea să asculte și să pună în practică. Una din dorințele lui, asta a fost sâmbătă trecută când trebuia să se împlinească o dorință. Am o dorință, mi-a spus soția lui zilele trecute, acum două zile. Frate Vervenaș, dorința soțului meu a fost în felul următor. Să fac o masă de dragoste, să cheme pe toți copilașii la masă, pentru că de atâta vreme copilul nu a mai stat în prejurul lui. Și în momentul când va sta cu ei la masă, să le dăruiască câte un cadou. Ce cadou era? Era câte un Noul Testament pentru toți copilașii lui. Aseară s-a ridicat soția lui și a spus așa: dacă dorința soțului meu nu s-a plinit să stea cu copiii la masă, să le dăruiască câte un dar, am promis lui Dumnezeu că voi face eu o masă de dragoste, voi chema pe toți copiii mei și voi împlini dorința soțului meu care trebuia să facă el. Aleluia. Și le voi da eu câte o Biblie copilașilor mei să împlinesc dorința soțului meu. Oh, dragii mei, ascultați, iubiți pe părinții voștri, iubiți-l pe tată și pe mama ca să aveți multe zile pe pământ și să fiți fericiți. Doamne, întindeți mâna peste noi în această zi. Începe al doilea vas, femeia, și copilul din nou turna. S-a umplut și acel vas. Apoi a început un al treilea și așa mai departe, multe vase. Nu mai era niciun vas. Când se mai toarne nici în vasul acel din puținul unde lemn n-a mai rămas, pentru că a știut Dumnezeu că trebuia să fie umplute. În matematica lui Dumnezeu, în mulțirea lui Dumnezeu, în judecata lui, Dumnezeu a spus atâta. Se va achita de datorie și cu ce va mai rămânea, va trăi ea și copilașii ei. Aleluia! Când vine Dumnezeu în familia ta, când este chemat Dumnezeu în familia ta, când este chemat cu toată inima pentru problemele tale și necazurile tale, când se rezolvă problemele, nu stă cu puținul, îți dă să-ți acoperi problemele și să-ți rămână. Până să vin aici, am avut o treabă prin curte și am zis la oamenii aceia, la muncitori, cât mă costă? Și a trebuit să-i dau ce am cerut, dar am spus, dacă mai rămân dator, mă voi achita de mâine. Și am depus bănișorii care aveam în mână și se uită la mine și îmi spune, nu iau pe toți. Îți mai las un om din lume, pentru că i-a poruncit Dumnezeu. După ce m-am urcat în mașină cu frații, am zis soției mele, mi-a rămas acești. Și a zis soția mea, pot să o numesc ca un Abigail, care l-a salvat pe soțul ei de la moarte. Și ce a zis? Nu te teme, căci Dumnezeul nostru ne va purta de grijă. Când ai o soție bună, o soție credincioasă, este un dar de la Dumnezeu, este cununa bărbatului. Să vă dăruiască Dumnezeu soții credincioase și bune! Și copii ascultători, să ascultați de părinții voștri ca să fiți fericiți și să trăiți multe zile pe pământ. După ce și-a isprăvit umplerea vaselor, femeia aceasta a ieșit din nou la poartă, abia aștepta să treacă omul lui Dumnezeu, să-i spună bucuria că ceea ce a vorbit omul lui Dumnezeu s-a împlinit. Și în una din zile, în ziua aceea, trece omul lui Dumnezeu, Elisei, și parcă văd prin credință femeia aceasta, omule al lui Dumnezeu, ceea ce mi-ai spus, am făcut. Am umplut vasele, am luat multe vase, cum mi-ai poruncit, s-au umplut toate. Ce să fac acum?
Și omul lui Dumnezeu se uită la ea și a zis: du-te și-l vinde, achită-ți datoria și cu ce-ți va mai rămânea, trăiește tu și copilașii tăi. Aleluia! Aleluia! Ăsta e Dumnezeul nostru care nu te lasă niciodată! Dumnezeul nostru nu te va lăsa când crezi și când îl asculți și când îl iubești din toată inima ta. Și Dumnezeu să binecuvinteze toată mulțimea și să vă umple Dumnezeu cu bucurie și cu pace inimile voastre în această seară. Aveți nevoie de un lemn lui Dumnezeu. Poate de atâta vreme suspini și tânjești că nu mai simți pace și bucurie în inima ta. Parcă de atâta vreme simți că un lemnul din viața ta s-a scăzut. Parcă simți că nu mai ai pace. Simți că ai cădere în viața ta, te-ai prăbușit pentru puținul unde lemn pe care l-ai avut. Poate datorită nevegherii și neascultării s-a fisurat vasul tău și a curs unde lemnul. David vorbea un cuvânt: Doamne, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Aleluia! Și dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Când Duhul Sfânt e stins în viața cuiva, când Duhul Sfânt te-a părăsit, nu mai valorezi de nimic. Nu mai ai valoare. Vasul tău Dumnezeu vrea să-l umple cu un de lemnul lui. În Proverbe capitolul 4 spune: păzește-ți inima mai mult ca orice. În Ioan 7:37 spune că zilele de pe urmă Dumnezeu, să Domnul s-a ridicat și a zis: cine setează să vină la mine să bea. Și cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de ape vii, cum zice Scriptură. Și Proverbe spune acolo la capitolul 4: nu lăsa neadevărul să pătrundă în viața ta. Nu lăsa vicleșugul și nu lăsa lucrurile lumii acesteia să pătrundă în vasul tău. Că dacă va pătrunde, se va visura vasul tău și va curge unde lemnul. Nu uite, minare, că nu mai simți bucuria. În urma neascultării tale, în urma nevegherii tale, nu mai simți pacea și bucuria în inima ta. În una din zile mă simțeam prăbușit la pământ și am zis: Doamne, nu se poate. Eu care le-am învățat cu bucurie și cu mângâiere și cu Duhul Sfânt și care simțeam că vă spun din toată inima, întotdeauna în misiunile pe care am plecat în România și peste tot, și când mă întorceam de la misiune și de la evanghelizări și cu oameni care se întorceau la pocăință și se bucurau, mă întorceam ca și un om de pe război cu victorie. Aleluia! Știam că acasă e lipsă, știam că acasă e durere, multe probleme, dar când mă întorceam, mă întorceam victorios. Și toate problemele mele nu mai erau probleme, pentru că mă întorceam din bătălie, mă întorceam victorios. Cel mai fericit este atunci când văd poporul lui Dumnezeu că se întoarce la mântuire. Cel mai fericit sunt când urmez poruncile tale, Doamne, este de parcă ați câștigat toate comorile. Strig cuvântul tău în inima mea, care este o comoară. Sunt nestemate, de mari valori prețuite în inima ta. Păzește-ți inima mai mult ca orice. Nu lăsa să curgă unde lemnul de viața ta. Ascultați-mă. Când am simțit că am scăzut din vasul meu, am zis: astăzi nu voi mai ieși din casă. Voi intra în odăița mea, voi închide ușa după mine și am zis soției: nimeni nu mă deranjează. Nici copiii nu știau durerea, nici soția mea nu știa durerea. A trebuit să muncesc mult ca să capăt din nou trecere și unde lemnul în vas. De cu dimineață, de la orele 9 sau 10, am început să mă rog. Și am stat o oră. Am văzut că nu e rezolvare. Tot același om eram. Apoi după aceea am început să cânt, considerând că voi primi răspuns de rezolvare și
va pătrunde un denemn în vasul meu, voi simți bucuria, voi simți pacea și mângâierea. Și mai stau o oră și nu se rezolvă. Apoi după aceea am început, vă spun, chiar dacă pentru voi, pentru mine e o rușine, am căzut cu burta pe față, cu fața la pământ și am stat acolo și am strigat la Dumnezeu, Doamne, nu te voi lăsa până voi simți din nou un delemn în inima mea. Și au trecut 3 ore, nu s-a rezolvat. A trebuit din nou să cuget la Dumnezeu. A trecut 4 ore, nu s-a rezolvat. Am început din nou să cânt și trec orele. De la orele 9:10 de dimineață, la 12 noaptea, a început să vină ca pe vremea lui Iliu un susur blând, o voce așa duioasă. A pătruns peste viața mea, peste inima mea și am început, gata, a venit bucuria și parcă simțeam să pun mâna peste inima mea, să nu mai dau voie să mai plece bucuria. Și am zis, te voi prețui toată viața mea. În urma unei ascultări, omule care asculte Evanghelia, o minoritate de neascultare, s-ar putea să pierzi. Să pierzi bucuria, să pierzi pacea. În una din vederile mele de noapte, mergeam la misiune, mi se arăta, și mergeau 2 grupuri de femei. Domnul Iisus era în spatele meu. Și Domnul nu spunea nici la stânga, nici la dreapta. Aștepta să vadă ce fac Iisus. Mă uitam spre El și așa de frumos se uita la mine, dar nici un răspuns nu-mi dădea, decât aștepta. Și mergeam pe un drum, 2 grupuri de femei. Unele erau așa, păreau bogate. Și la o intersecție de drumuri, celelalte grupări de femei se părea că sunt mai necăjite, față mai tristă, mai apăsate. La intersecție de drumuri m-a așteptat Domnul să vadă unde o iau, cu ceilalți care erau mai ridicate sau cu ceilalți care erau mai sărăcuțe. Mă uit la Domnul, niciun răspuns nu vrea. Și până la urmă m-am uitat și am luat-o după celelalte care erau mai înstărite. Știi ce mi-a spus Domnul? Tu du-te acolo, eu plec cu ăștia. M-am trezit. 2 ani am dat schinul sufletesc, că am locuit în mijlocul la niște oameni bogați și mă străduiam să le predic Evanghelia, mă chinuiam, mă străduiam, dar a doua zi din nou știu că am mers în păcat și fără de lege. 2 ani la rând am simțit apăsarea și am simțit că nu mai am niciun pic de unde lemn în inima mea. Când am început să merg în unele sătuțe și când am început să cânt Domnului și când am început să predic, pacea, bucuria a inundat inima mea. Și când am început să chem la mântuire din stradă, veneau cu 2 ombre alergând și cădeau în genunchi niște bolovani înaintea mea și am simțit o mare bucurie și am zis, Doamne, bucuria a venit! Și Domnul mi-a spus, știi că și la aceasta te-am chemat. Nu la oameni care sunt giftuiți, nu la oameni care au de toate și care nu mă valorează. La oameni care mă prețuiesc. La oameni abandonate satele, care nu dă 2 bani nimeni pe ei, care i-a abandonat marea majoritate a fraților, nu jignesc pe nimeni. Și în mod deosebit ăștia mai mari, care se consideră că sunt de talie mare și mari predicatori, unele satele abandonează și nu dă 2 bani pe ei. Și Domnul mi-a spus, pe aceștia te trimit, caută-i. Aleluia! Aleluia! Veneam una din zile din misiune și trebuia să trec printr-un sătuț și Duhul Domnului, eram câțiva mașini,
Duhul Domnului spune, oprește-te aici. Am oprit mașina cu frații care erau cu mine în mașină și toată coloana a oprit și ea. Cobor din mașină și se uită frații la mine, ce e aici, Benvenal, de ce ai oprit? Mi-a spus Domnul să staționăm aici și să predicăm Evanghelia. Dar cui predici? Că nu vedem pe nimeni. Așa mi-a spus Domnul. Zăresc un teren de fotbal și văd un om care ieșea din casa lui și mă duc la el. Omule, ai vrea să îmi dai o măsuță să mă duc pe terenul acela de fotbal și să cânt acolo? Da, cu mare plăcere, Domnule. Și mi-a dat o măsuță, am așezat acolo pe teren de fotbal, nu-i nimeni. Frații se uită la mine și am început să cânt. Zădeam coate, cui cânta? Și vin la mine, frate, dar ce faci? Aștept. Casele erau îndepărtate de la 500 de metri, n-am să uit niciodată lucrul acesta. În timp ce cântam și ce cântam, răsuna vocea mea, vocea noastră, și parcă vocea prin Duhul a intrat în căminele lor la 500 de metri și ieșeau câte unul, câte unul din casele lor. Și veneau spre noi pe terenul acela de fotbal să vadă de unde vine sunetul acesta așa de duios, așa de frumos. Că chirchită omul lui Dumnezeu e frumos. Străpunge inima când omul lui Dumnezeu strigă. Străpunge inima. Ce bine așa de omului neprihănit cu cântarea de laudă în gură. Când un om neprihănit caută, cântă din toată inima, e așa de bine. În una din misiunile cântam o cântare, n-aș vrea să mă duc pe mine în laudă, departe de mine, dar îl proclam pe Dumnezeu, îl proslăvesc pe Dumnezeu. Din toată inima vă spun lucrul acesta și o femeie. Erau mai mulți acolo, ascultau Evanghelia și după aceea am aflat că a doua zi trebuia să meargă la operație, să fie operată. Dar în timpul acela eu cântam, neștiind ce se întâmplă. După ce am cântat cântarea de laudă, dintr-o dată o femeie se ridică în picioare și începe să plângă înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu și să spună, sunt vindecată, și să le-a spus, sunt vindecată, sunt vindecată. Și am început să spună, ce s-a întâmplat? În timp când cânta omul acela, am simțit cum a venit un doctor înaintea mea și mi-a făcut operație pe viu. Nu mai am nimic, sunt vindecată! Aleluia! Iisus are putere în această seară să elibereze, să vindece, să tămăduiască, să ridice! Voi credeți că Domnul Iisus vă rostește cuvintele acestea? Voi credeți că Iisus se prezentă aici? Voi credeți că El are putere să te ridice din starea ta la o stare după voia lui Dumnezeu? Dați-i gloria! Dați-i gloria! Nu tăceți! Stricați-o sănane! Aleluia! Aleluia! Stricați, vă rog, din toată inima căci Domnul e aici! Duhul Domnului coboară peste noi în această seară și are vedere să se atingă de tine. Te rog, deschide-ți inima, ridică mâna sus că Iisus Hristos trece printre rânduri. Iisus se atinge de voi în această seară. El vrea să stornă un de lemn în vasul. Dacă-te taine, Doamne, vreau să torn un de lemn în inima mea. Vreau să torn bucurie că de atâta vreme nu te mai simt. Aleluia! 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 Iisus, îți mulțumesc că tu din ceruri privești aici. Sunt multe inimi căzute, sunt multe inimi fără un de lemn, au rămas, Doamne, fără putere. Sunt multe inimi aici care zbolnat. Iisuse, întinde-ți mâna. Aleluia. Deschide-ți inima, te rog. Nu rămâne închis în această seară, pentru că Iisus vrea să-ți dăruiască putere și undele. Ieșeau femeile din casele lor și eu cântam la nimeni. Absurd. Nu s-au apropiat de noi la 2 metri, 3 metri să asculte Evanghelia mulțime. La vreo 20 de metri să stea o distanță. Multe femei cu copii în brațe.
Cântam Domnului și când cântam cu toată gruparea, au rămas uimiți frații mei când au văzut lucrul acela. A zis, Dumnezeu e prezent. În momentul după ce cântam și predicam Evanghelia, vedeam pe femeile acelea și pe oamenii acelea care erau acolo, curgeau și roaie de lacrimi și am zis, Doamne, cercetezi inima lor. Acum Tu ai putere. Aleluia! Faptul că Tu plângi în această seară, Iisus te cercetează. De când nu mai plângi, de când nu mai vergi o lacrimă, în această seară Iisus Hristos să-ți modeleze inima, să-ți modeleze viața și să-ți facă inima așa cum o dorește Dumnezeu. Pentru că pe vremea lui Ieremia oamenii și-au făcut inima ca diamant și nu mai ascultau, dar în această seară dacă vreo inimă e împietrită de diamant, Iisus cu ciocanul lui care este cuvântul lui să lovească inima și să facă o inimă de carne, o inimă nouă, o inimă bună, o inimă curată. Matei 5:8 spune că cei cu inimă curată îl văd pe Dumnezeu. Noi îl vedem aici prin credință că avem inima curată. Îl vedeți prin credință că Iisus vă vorbește. Aleluia! Cine simte prezența lui Dumnezeu să ridice mâna sus. Iisus e aici. Iisus vrea să stăruiască bucuria. Aleluia! Trăiască-i numele. Cântam Domnului. Se uitau femeile cu lacrimi pe față și oamenii care ascultau. În momentul când am început, ca de obicei, asta e lucrarea care m-a chemat Dumnezeu. Dar mie cine vrea să-L primească, le-am spus lor atunci, printr-o ridicare de mână să vină în față, să vă rog. Că niciodată nu mi s-a întâmplat, niciuna ridicat mâna în sus. Au rămas așa, doar plângeau. Și am rostit din nou, e cineva? Când am zis din nou, au căzut în genunchi, toți. În momentul când au căzut în genunchi, n-au venit la mine cu mâna ridicată. În genunchi veneau aproape 20 de metri cu lacrimi și cu voce. Veneau spre noi, în genunchi cu copiilor în brațe și l-au primit pe Iisus Hristos, că Iisus le-a vorbit, le-a mânghiat, le-a mântuit. Aleluia! Au venit în față, ne-am rugat pentru ei. După două săptămâni m-am dus din nou în cetate. Au înconjurat mașina mulțime de oameni, de frați, de surori care și-au predat viața. Și a zis, frate Vermenaș, ai venit din nou la noi, te rog, coboară din mașină, hai să te arătăm ceva. Și a zis, ce să-mi arătați? Noi suntem aceia care ne-am predat pe terenul de fotbal, vino să-ți arătăm ceva. M-am dus undeva într-o clădire micuță de vreo 7-8 metri lungime, pe 3-4 lățime, o bisericuță. Asta e bisericuța noastră, care Dumnezeu ne-a dat-o. Aici ne închinăm, că Dumnezeu ne-a mântuit. Aleluia! Aleluia! Lucră pentru Dumnezeu, pentru că mai avem puțin. Ostenește-te pentru El. Dăruiește tot suflet și Duhul pentru El. Am proclamat și am vorbit lui Dumnezeu în urma lovirii trenului care am fost loviți. Eram soția mea și cu un șofer care, probabil că ți-a auzit mărturia. Și când am fost loviți, viața s-a dus. Nu știu după ce timp m-am ridicat, adică m-am trezit. Centura de siguranță nu aveam, dar nici în stânga, nici în dreapta, nici peste parprins. Aproape 60 de metri în fața trenului ne-a luat. Nu știm ce s-a întâmplat. Când trec pe acolo, ascultați-mă, când trec pe acolo mă opresc pe careferatul cu soția mea și mă uit la distanță. Mă uit la înaltă tensiune. Pe unde? Cum am ajuns acolo? Răspunsul l-am primit de la un mesager al lui Dumnezeu. Vervenaș, după două săptămâni, am văzut cum un tren a vrut să te facă bucăți. Bucăți. Ca să se termină. Mi-a vorbit odată, aș vrea să te termin, să te scunesc pe pământ. Satan s-a luptat împotriva mea. Să nu credeți
duc fericire pe pământul acesta. Să nu credeți, sunt totdeauna trist, lovit din toate părțile. De ce? Pentru că vrăjmașul se luptă cu o mare furie împotriva lucrătorului lui Dumnezeu, numai să ne doboare, să nu mai ajungă în misiune. De câte ori am vrut să câștige, să mă pareze Satana? Dar Domnul a venit și mi-a dat putere ca să pot să mergi. Satana vine cu gând, ai tot motivul să nu mai mergi acolo. Ai tot motivul să spui, am fost în mormântare, s-a obosit, n-am mâncat. Așa am fost, soția mi-a spus, hai merg la mănâncă rapid. Și pe loc, câteva minute, parcă pierdeam trenul. Și rapid, rapid am luat acolo ce am avut și am mâncat și după aceea am urcat în mașină. Am oprit la un bec, am luat puțin apă și am băut ca să vin aici. Și am privit spre cer. Și am zis, nu, frate, oare nu vede Dumnezeu? Nu vede Dumnezeu alergarea pentru el? Mi-ați promis și vă cântați, nu. Fără bani și fără plată am fost primit de Dumnezeu. Fără bani și fără plată fac misiune și evangelizarea. Niciodată n-am spus cuiva, frate, vin, dar cu condiție să-mi dai atâta. Nu! Că pentru fără plată, fără bani am primit. Că poartă Dumnezeu de grijă, e treaba lui. Că pui de lei dulință și le foame, dar ce se crede în mine, tu dulință de niciun bine. Lucrarea lui Dumnezeu e mare. Numai Dumnezeu să mă țină sănătos. Eram una din misiunile și am stat aproape 20 și ceva de zile în misiune și am zis că nu voi ajunge acasă. Voi sta multe zile să mă odihnesc. După 3 ore când m-am întâlnit la biserică, se ridică o bătrânică aproape de 70 și ceva de ani. Și îmi spune, omule care ești acolo, tu, mi-a spus, acum 3 ore ai spus că nu vei ajunge acasă, te vei odihni. N-ai voie să te odihnești! Pentru că am mult de lucrat să te trimit, dar ascultă-mă! În timpul slujirii îți voi da odihnă! Sunt momente când mă doare mijlocul, când stau acasă. Iar când plec în misiune și oasele mi-s rocorite de Duhul lui Dumnezeu. Vă spun din toate, sunt momente care nu pot să mă plec, dar acum în misiune, în lucrare, mâna Domnului e peste mine. Asta e semnul, când stau mult acasă, îmi dă dureri, îi îngăduie dureri Dumnezeu, numai să pună fugi, nu sta că vremea e aproape, nu sta că poporul meu, vreau să-l ridic și te-am ales pe tine ca și pe Pavel, să deschid ochii neamurilor prin cuvântul pe care te-am înzestrat și nu te teme că să voi da putere. Pentru că sunt momente și când am intrat în mașină, Doamne, ce voi spune? N-am predică pregătită, nu! M-am ridicat și Duhul Domnului a venit peste mine. N-am cercetat despre femeia văduvă, am cercetat altceva fugitiv. Dar când a venit aici, Duhul Domnului a coborât peste mine. Credeți că Duhul Domnului e peste noi? Shebrot Kanamies. Ne ridicăm în picioare. Aleluia! Aleluia! Duhul Sfânt înmulțea biserica. Biserica se bucura de pace, trăia în unitate și cu frica lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt covora peste ei și înmulțea biserica. Cu ajutorul Duhului Sfânt facem astăzi ce facem. De n-ar fi Duhul Sfânt, de n-ar fi puterea peste noi, ar fi mai de noi. Dar Duhul Sfânt te ajută în slăbiciune și când ești căzut, te ridică El. De 7 ori cade un om duhovnicesc neprihănit și de 7 ori Dumnezeu îl ridică. De ce? Pentru că Duhul Sfânt vine în ajutorul nostru. Dacă cineva este căzut aici în această seară și n-a mai simțit de atâta vreme prezența lui Dumnezeu, sunt autorizat de Dumnezeu și puternicit să mă rog pentru cel care e căzut, pentru cel care s-a lipsit de Dumnezeu, pentru cel care l-a abandonat pe Dumnezeu și totuși te duci în adunare, dar ești pierdut. Vii în adunare, dar ești pierdut. Dacă spune ceva, ești bucătat de 15 ani, de 10 ani sunt pocăiți.
Am cântat o cântare, l-am pierdut pe Domnul în una din zile unde slujesc în adunare. Și am început să cânt cântare, l-am pierdut pe Domnul. Am zis, cine l-a pierdut pe Domnul? Și erau mulți, aproape au ieșit 100 în față. Eu l-am pierdut, eu l-am pierdut, eu l-am pierdut. Vreau să-l simt din nou. Vrea cineva să-l găsească din nou pe Domnul, adică să-l simte. E cineva care ar dori să ridice mâna? Văd o mână ridicată. Mai văd una ridicată. Mai văd mâini ridicate, aleluia, aleluia, aleluia. Acolo unde sunteți, vă rog, o să facem o rugăciune ca puterea lui Dumnezeu să coboară peste noi. O să facem o rugăciune de închire ca Duhul lui Dumnezeu să ne umple vasele de un de lemn. Și aș vrea să mai pun o întrebare, dacă printre noi există cineva care încă n-a fost convertit, nu l-a primit pe Domnul în viața lui, în această seară ai prilejul să-L primești pe Iisus ca Domnul. E cineva printre noi care încă nu l-a primit pe Domnul sau care l-a primit acum o vreme și l-a lăsat și din nou se complace în lumea? E cineva printre noi care ar dori să-L primească pe Iisus să se pocăiască? Dacă e cineva printre noi, te rog, ridică mâna sus. Nu te rușine. Nu te rușine așa acolo unde ești. Acolo unde ești. Aleluia. Văd o mână ridicată. Mai văd o mână ridicată. Mai e cineva care îndrăsnește să ridice mâna? Cum a zis orbul lui Domnul, îndrăsnește căci Iisus te cheamă. Mai văd o mână ridicată. Cel care a ridicat mâna, ești rugat, dacă vrei, vii în față. Tu care ai ridicat prima mâna sus, vii în față. Și ceilalți doi care au ridicat mâna sus, puteți să veniți în față, să ne rugăm pentru voi. Să vă ia Dumnezeu în primire, să spună Domnul mâna peste voi. Faceți loc, vă rog frumos, și lasă să vină. Aleluia, aleluia. Dacă mai e cineva în această seară, ascultați-mă. Nu contează că ești de atâta vreme întors. Doar cu numele ai rămas, dar în fond ești pierdut. În această seară n-ai vrea tu care nu mai simți de atâta vreme prezența și puterea lui Dumnezeu să vii în față. Ai inscripție că ești creștin, dar de fapt l-ai pierdut pe Domnul. Doar eticheta a rămas că ești creștin, ești penticostal, ești, dar în fond nu mai simți. Ai avea îndrăsneală să vii în față și spui, da frate, vreau să te rogi pentru mine. Aleluia, rămâi alături cu noi, rămâi cu noi aici. Aleluia. Mai e cineva printre noi care ar dori să ne rugăm să vină în față? Care nu mai simți de atâta vreme putere? Pentru că Domnul are în vedere din puținul tău un de lemn care a rămas în vasul tău. Are în vedere Domnul să ți-l umple cu un de lemn. Vrei să vii în față? Vrea cineva să fie umplut de un de lemnul lui Dumnezeu? Ascultă-mă. Nu te rușina. Sau poate vei spune, dacă vin, păi mă cunosc, frate, că-s de atâta vreme. Și chiar ai căzut? Da. Sunt căzut. Și vreau să fiu ridicat din nou. Aleluia. Nu-mi rușine de X, de Y. Nu-mi rușine de fratele meu, nu-mi rușine de sora mea. Eu sunt care trebuie să fiu umplut din nou de bucuria mântuirii. Întrăsniți, vă rog frumos, din toată inima, pentru că Iisus Hristos vă cheamă la El. Hai, veniți mai în față, veniți mai în față. Haleluia, haleluia. Mai sunteți? Zi. Vrea dragoste, vrea pace, vrea bucurie. Domnul Iisus Hristos să vină peste mine, peste familie, peste frate, peste surori, peste copiii noștri, frate, aleluia. Plângi în această seară, ce vede de la Domnul în această seară? Vorbește-te, rog frumos. Dacă nu poți, ea încă plânge, poți să vorbești acum, să simți prezența lui Dumnezeu în această seară. Vrei să simți puterea Domnului? Da. Aleluia, tu ce vrei de la Domnul în această seară? Să vină răpirea. Să fii pregătit. Domnul să te binecuvinteze. Tu ce ai vrea, dragă soră? Și crezi că Iisus Hristos are putere să te ridice? Aleluia! El va veni ca și samaritianul milos. Îți va ungere. Te
te va lua din nou pe asinul lui și va îngriji de tine și te va ridica din nou. Tu ce vrei? Aleluia! Aleluia! Tu ce vrei în această seară? Cum este? Cum a fost? Fără Iisus nu ești? Despărțiți de mine, spune Iisus, nu puteți face nimic. Când ești despărțit de Iisus, nu mai ai pace. Nu mai simți prezența Domnului. Ar mai vrea cineva să vină aici alături de noi? Să facem rugăciuni și mijlociri pentru El? Îndrăzniți că Iisus Hristos are în vedere să vă ridice din starea noastră. Auziți? Eu nu pot să mă las de băutură. Rămâi cu noi aici, chiar dacă nu te poți lăsa, o să mă rog pentru tine, o să mă rog pentru tine să te elibereze Domnul de acest duh de beție. Da, rămâi în tăcere și ascultă. Mulțumesc, mulțumesc. Mai e cineva în această seară care vrea să vină alături de noi? Aleluia! Aleluia! Eu nu spun să te pocăiești. Eu vreau să spun să te ridici din starea ta căzută, care ești căzut de atâta vreme. Ți-e rușine? De ce mă vii în față? Nu pierde! Căci începând din momentul acesta, Iisus are în vedere să te elibereze. Să pleci de aici un om vindecat. Să pleci de aici un om eliberat. Să pleci de aici un om binecuvântat. Ca să nu vă mai chem în față. E cineva care ar dori Domnul să-l atingă, să-l ridice din starea lui, să-l ridice mâna sus. Așa, slavă Domnului! Aleluia! Aleluia! Lăudat să fie Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul. Nu că sunt un pescar care mă omesc, dar voi toți care ați ridicat mâna sus, ați putea să veniți alături de mine să mă simt aici cu voi? Vreți să veniți? Toți care ați ridicat mâna sus? Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Să credeți că în momentele acestea, faptul că voi ați întrăsmit, Iisus are în vedere să se atingă de ochii voștri, are în vedere să se atingă de inima voastră, are în vedere să vă ridice starile, are în vedere Iisus Hristos să vă vindece bolile. Mâna lui Dumnezeu să fie peste voi, cu capetele în jos în semn de smerenie, lăsați și mă voi ruga. Tată din ceruri, care primește sus în această seară, primește peste toți aceștia care au venit în față. Mâinile mele sunt prea scurte să mintit, dar mâinile tale sunt așa de puternice și binecuvântate. Mâinile tale se pună peste aceste frați, peste aceste surori, peste capul lor. Tată, binecuvântarea ta să fie peste ei. Strigați la Dumnezeu, căci Iisus te are putere să vă ridice. Iisus te eliberează pe Duhul din veție. Vă rog, copilul tău, cu adevărat, inima lui, s-o curățești cu sângele tău cel sfânt. Deschetușează-l de acest duh de meție în numele lui Iisus Hristos. Hebron, Canavie, strigați, strigați, căci Iisus este gata. Aleluia, 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 aleluia. Hebron, Canavie, Iisus, brațul tău să fie peste el. Mulțumesc în această seară, dai putere de slujire, pentru că de atâta vreme se simte că e căzut.
Aleluia, aleluia! Doamne, îți mulțumesc în această seară, căci mâna ta cea bună, mâna ta cea bună a fost peste noi! Aleluia! Strigați la Dumnezeu! Strigați că Domnul are îndemnare să se îndure pe voi! Aleluia! Aleluia! Mâinile Iisus Hristos să fie peste voi! Coboară-te! Coboară-te! Fost accidentat o mașină, acum ne-a ridicat Dumnezeu mâna! Aleluia! 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 Iisus vindecă! Iisus te liberează! Iisus te mântuiește! Doamne, îți mulțumesc! Dă-i slavă lui Dumnezeu, căci Iisus Hristos a atins de tine! Doamne, te rog, ține-l tare de tine! Lasă mâna jos! Iisus! Rămâi lângă el, prețuiește-l deloc, nu mai bea, nu mai fumează, prețuiește că Iisus Hristos te-a vindecat. Da, Iisus Hristos te va vindeca de duc de veție, de băutură. Ascultați, dragii mei, Iisus Hristos îi va dărui o inimă nouă. Iisus Hristos îl va chema la el, să crezi că Iisus Hristos te iubește. Să crezi, dar te rog, încetează să mai fumezi și să mai vezi. Și mâna Domnului să fie peste ochii tăi și să se atingă de ochii tăi. Și moarte la migați, e moarte la migați. Doamne, îți mulțumesc că ești aici! Îți mulțumesc! Ești aici! Aleluia! Aleluia! Noaptea aceasta m-am vorbit de la început, că începând de mâine veți spune că ne-am întâlnit cu Domnul. Ne-am întâlnit cu Domnul. Ne-am iurat sufletele, ne-am vindecat. Rămâne sub adăpostul lui Dumnezeu, rămâne sub izvorul lui Dumnezeu și El va dă pace, vă va binecuvânta. Vă doresc o noapte binecuvântată și fericită. Tu știi când mă culc și știi când mă scol. El știe așternutul tău, El știe când te culci și mâinile Domnului să vă mângâie și pe așternutul vostru. Să vină Domnul cu pace și mângâiere și să toarnă în vasele voastre un de lemn de bucurie. Pe care era de mare lipsă, a turnat Dumnezeu un de lemn în viața noastră. Cine a simțit prezența și un de lemn în Dumnezeu? Trăiască numele Lui cel Sfânt. Domnul a vindecat pe omul acesta care a spus că era lovit de o mașină. N-a putut nici de cum să ridice mâna. Dar în numele Lui Iisus Hristos a ridicat mâna sus, căci Iisus a atins de mâna Lui. Vă mulțumesc pentru răbdarea voastră care ați avut-o. Să fii binecuvântat, omule. Aleluia, aleluia. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă doresc binecuvântare, vă doresc pace și liniște. Și poate v-a mai îngădui Dumnezeu să mai trec prin meleagurile acestea. Aleluia! Domnul să vă întărească și Domnul să fie cu voi. Vă doresc binecuvântare și pace și mângâiere. Fiți binecuvântați. Aleluia! A spus odată Iosif, fraților, mergeți pe drum și să nu vă certați. Domnul să vă binecuvinteze, amin.